Precum cunoașteți, situația economică în care se află țara noastră este una foarte dificilă. Fenomenele economice negative de la finele anului 2014 vor fi inevitabil resimțite și pe parcursul acestui an. Printre ele aș menționa blocarea exporturilor la unele categorii de produse cu Federația Rusă, situația economică gravă din regiune care a diminuat schimburile comerciale cu unii parteneri importanți ai Republicii Moldova, deprecierea semnificativă a mai multor valute din regiune care a afectat mărimea remitenților primite de la concetățenii noștri care se află în special în Federația Rusă. Situația dificilă creată în sistemul bancar, deprecierea accentuată a cursului leului față de principalele valute de schimb, de referință, presiunile inflaționiste puternice resimțite în mai multe domenii ale economiei, dar și ratele foarte înalte la dobânzi, ceea ce îi face foarte dificilă sau chiar imposibilă creditarea întreprinderilor. Astfel, așteptările și prognozele pentru acest an sunt considerabil mai puțin optimiste decât ne-am fi dorit. Conform prognozelor Ministerului Economiei, care au stat la baza acestui pachet de legi, produsul intern brut se va deprecia în prețuri comparabile cu 1% față de anul 2014. Inflația medie anuală va constitui 6,4%, iar cursul mediu anual al leului față de dolarul american va fi 19,3 lei. De asemenea, se așteaptă o diminuare cu 10% a exporturilor și 15% a importurilor. Fiecare zi de întârziere a aprobării pachetului respectiv de legi crește riscul neîncadrării în parametrii bugetari planificați. Din aceste considerente, am decis să optăm pentru angajarea răspunderii Guvernului, soluție care asigură o aprobare în termeni restrânși a acestui pachet de legi. Vreau să menționez că această decizie nu are intenția de a submina autoritatea sau atribuțiile Parlamentului. Tot ce ne dorim noi este să nu riscăm tergiversarea acestui proces și sperăm că Parlamentul va avea o implicare activă la rectificările ulterioare. Politica bugetar-fiscală include un șir de măsuri pentru care aș dori să menționez câteva. Creșterea venitului personal scutit de impozite de la 9.516 lei la 10.128 lei. Extinderea restituirii TVA pentru investițiile în spațiile de producție. Posibilitatea înregistrării benevole drept plătitor de TVA. Micșorarea cotei accizului pentru păcură în conformitate cu prevederile directivelor europene. Excluderea impozitării veniturilor la valorile mobiliare de stat. Dar și deducerea parțială în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de angajatori pentru primele de asigurare medicală facultativă. Legea bugetului de stat pentru anul 2015 prevede un buget auster din cauza situației economice descrise mai sus.